O poveste de excepție are nevoie de personaje de excepție. Suntem fericiți să spunem tuturor că printre prietenii bibliotecii avem personaje excepționale care vor deveni rând pe rând eroi poveștilor noastre. Noi, echipa Bibliotecii Publice Raionale, în multiplele noastre căutări de a promova tezaurul pe care gândirea umană ne l-a încredințat, am hotărât să inițiem un ciclu de istorii despre oamenii de lângă noi care recunosc biblioteca ca o instituție de maximă valoare în dezvoltarea personalității. Acești oameni sunt la rândul lor persoane de valoare, care s-au format ca personalități absorbind cu nesans din înțelepciunea strânsă de secole între coperte de cărți. La rândul lor, ei pun valoare în cei care le-au fost încredințați prin destinul profesiei pe care au îmbrățișat-o. Cum să evaluăm valoarea acestor oameni? Dacă ar fi să apreciem un om după valoarea materiei din care este alcătuit trupul lui, ajungem la concluzii descurajatoare. Fosfor cât într-o gămălie de băzi de chibrit, calciu cât într-o bucățică de tencuială. Un savant spunea că dacă am adunat costul kilogramelor, gramelor, miligramelor de ingrediente din care suntem plămădiți, costul total al corpului nostru ar atinge suma extraordinară de aproximativ $6. Dacă mai îmbrăcăm haine luxoase, ne mărim valoarea? Când ne punem astfel de întrebări, ne dăm seama că valoarea unui om nu constă în materia din care este alcătuit, ci din totul altceva. Această discuție o are frecvent doamna Tamara Antoci, profesoară de limbă și literatură română, cu discipolii săi. Și ca să le demonstreze practic acest lucru, îi aduce la bibliotecă, acolo unde dumneavoastră ei a primit cele mai bune îndrumări și lecții de la prietenii ei de Eminescu, Blaga, de la Brancea, Shakespeare, Creangă. Aici, înconjurată de copii și de documente, îi învață dragoste de țară, respectul pentru brai și neam, îi îndeamnă să cerceteze și să cunoască valorile locale, să documenteze minuțios la pregătirea temelor, să cunoască adevărul istoric al țării, să fie cetățeni activi și să se implice în viața comunității, să folosească la timp oportunitățile de dezvoltare intelectuală pe care le oferă viața și vârsta, să-și facă prieteni și să-i respecte și multe, multe altele pe care le poți afla doar deschizând și citind o carte. La una din întâlnirile noastre cu Nicolae Dadișa, care i-a fost coleg doamnei Tamare, scriitorul spunea că a fost una dintre cele mai frumoase domnișoare din universitate. O susținem și noi unanim, admirându-i copiii și nepoții. Mai știm că timpul și-l împarte în defavoarea copiilor săi și îl dărui mai mult elevilor pe care prin misiunea dumneiei îi are foarte apropiați de suflet. Și dacă viața noastră este marcată de persoanele pe care le întâlnim, noi suntem foarte fericiți că am întâlnit-o în viața noastră și o avem alături pe extraordinară doamnă profesoară Tamara Antoci.